și astăzi am revenit cu un nou videoclip în care o să discut cu voi despre lucrurile actuale care se întâmplă în România legate de școală, cum ar fi bacalaureatul, simulările care nu s-au mai dat, olimpiadele și cam tot ce este legat de școală în momentul acesta. Dacă nu știați, eu sunt clasa 11-a și dacă pot să spun așa, sunt prinsă la mijloc pentru că anul viitor o să dau bacalaureatul. Anul acesta, dacă știați, s-au scos o groază de chestii de la BAC și în acest clip o să vă spun părerea mea despre acest lucru și despre absolut tot ce se întâmplă. Ca să începem, aș vrea să încep cu simulările care nu s-au mai dat. După părerea mea, simularea de clasa 11 nu mi se părea un lucru atât de necesar și important. Într-adevăr, îți vedeai nivelul la care ești. Oricum, până în clasa 12 mai era un an în care tu puteai să înveți și poți să iei și, să zicem, 5 la simulare în clasa 11 și apoi la BAC să iei notă mult mai mare. Deci, într-un fel, mă bucur că nu s-a mai ținut. Știu că de regulă, în simulării, subiectele sunt mult mai grele, de altfel cum sunt și cele de clasa 8-a, cel puțin mie așa mi s-a părut și cam așa am văzut în toți anii. Pentru cei de clasa 8-a am făcut acum 2 ani un videoclip despre examen și simulări, pe care îl veți găsi în descriere sau pe aici, pe unde. Acolo am dat câteva sfaturi și dacă sunteți interesați, puteți să intrați. Nu știu dacă știați, însă competențele de la BAC s-au anulat. Anul acesta nu se mai dau, nu știu dacă de la anul o să se reia toată treaba cu competențele, însă nu mi se pare deloc corect față de cei care le-au dat și față de cei care au dat, de exemplu, ECDR-ul sau examenul Cambridge la engleză. Adică nu este deloc corect pentru aceia care au muncit și să nu mai spun că aceste examene se și plătesc, care au plătit și acum să nu se mai ia în calcul pentru că nu știu cine a decis acest lucru. Cred că cei de clasa 12-a se bucură, unii dintre ei care nu dau competențele pentru că nu mai au ceva în plus. Într-adevăr, îi înțeleg și pe ei, dar nu este absolut deloc corect pentru cei care deja au dat aceste examene. După cum știți, olimpiadele școlare sunt anulate din cauza situației și mie una îmi pare foarte, foarte rău pentru că eu mergeam la națională la Olimpiada de Tehnologie Informației din clasa 9 și anul acesta era al treilea an în care aș fi putut să merg și nu s-a mai ținut. Începusem deja să mă pregătesc de câteva săptămâni și apoi a început toată chestia. În schimb, îmi pare și mai rău de persoanele care deja trecuseră la națională și nu au mai apucat să meargă. La mine cred că era etapa județeană fix sâmbătă și luni s-au anulat toate sau ceva în genul acesta. Ținând cont că îmi doream foarte mult să particip, a fost un moment foarte urât să aflu că s-au anulat, evident nu se putea altcumva. Și acum să vorbim despre BAC. Nu știu dacă vă uitați la știri, dar eu uneori mă mai uit atunci când mănânc sau când este televizorul pornit și observ că efectiv toată lumea spune că cei de clasa 12 sunt foarte stresați în legătură cu BAC-ul, că toată lumea pune presiune pe ei și că este un stres atât de mare. Da, într-adevăr, este normal să fii stresat și să ai emoții, dar nu mi se pare că nu trebuie să fie un stres atât de mare, pentru că cei de clasa 12, adică toți, dar vorbesc acum strict de cei de clasa 12, au stat acasă 3 luni, timp în care puteau să își repete de milioane de ori tot ce aveau de făcut și lângă asta le s-a scos o groază de materie din tot. Adică e ok că le-au scos, până la urmă nu suntem la școală și nu toți profesorii fac online, dar totuși nu înțeleg de ce mulți se plâng că vai BAC-ul și vai nu știu ce când li s-au scos. Să zicem, la română, li s-au scos câteva opere, nu știu exact câte, dar și una, dacă li se scotea, era foarte bine, pentru că este greu să înveți și țin cont că nu știu câte opere sunt la BAC, dar sunt peste 15 sau 15, nu știu, în jurul numărului ăsta, dar să înveți atâtea opere și să spice una și să o știi perfect, să o scrii acolo, este destul de greu și chiar dacă se scotea una, era foarte bine. Deci nu înțeleg de ce lumea se plânge atâta că e mult și așa, ținând că au avut și timp, li s-a scos și materie și nu știu, e mult mai simplu anul ăsta, deși este foarte urât pentru ei pentru că nu au absolvire și nu au banchet și toate lucrurile astea care se întâmplau, dar asta este situația. Nici mie nu mi-ar fi plăcut și nici nu știu dacă eu la anul o să am așa ceva, pentru că nimeni nu știe cum va evolua situația. Să sperăm că o să se găsească un
un vaccin și să fie totul bine. Ideea este că cei de clasa 12 nu ar trebui să se victimizeze atât de mult, pentru că ei sunt privilegiați în momentul ăsta. Au scăpat de competențe, au mult mai puțină materie și au avut și 3 luni, efectiv 3 luni să își repete. Cam acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și aceasta a fost efectiv părerea mea. Acum nu vreau să veniți în comentarii și să-mi strigați chestii și trestii, pentru că asta este părerea mea și am vrut să-mi exprim aici cu voi. Țin cont că am această platformă, aș vrea să vorbesc și despre lucruri care mă deranjează, lucruri care îmi plac și tot așa. Veți avea aici Instagramul meu dacă vreți să mă urmăriți și acolo și ne revenim data viitoare. Pa!